Sincer să fiu, Alexandra, ești o fată ok, de-abia aștept să te cunosc ca să-mi schimb părerea, dar nu ești genul meu nici măcar o secundă. Și chiar dacă nici eu nu sunt genul tău, nu este nicio problemă, să știi că putem fi prieteni aici, putem să glumim, putem să facem ce vrei tu. Dar mi s-a părut foarte de prost gust efectiv să pui piedică la 3-4 concurenți. Mi-ai pus piedică mie, mi-ai metea tot cheful când mi-ai spus că te iau la mișto, după aia ai sărit cu picioarele peste Achebono că minte că nu știu ce, azi ai sărit pe Cristi că e lider că e nu știu ce și chiar îmi doresc, sunt atâtea fete frumoase în camera aia, îmi doresc să le văd, îmi doresc să le aud glasul, îmi doresc să vorbesc cu ele. Ai vorbit prea mult într-un timp atât de scurt. Uite pe Mariana cât de frumoasă e. Of! Oameni! Cât de frumoasă e Mariana. Și uite, și George vrea să vorbească cu... Știi ce nu înțeleg eu, Nicos? Știi ce nu înțeleg eu? Dacă e vina ei că vorbește prea mult sau vina celorlalte fete că nu vorbesc? Nu, aici este strict faptul că Alexandra este o personalitate foarte puternică. Și asta e bine sau e rău? Băi, într-un fel e de bine. În alte situații e de rău pentru că, uite, cum ea ne-a pus la zid, putem să o punem și noi la zid. Dar eu aștept și vreau să cunosc toate fetele, să vorbesc cu ele, să mă apropii de ele. Uite, și George vrea să vorbească. Și eu, și eu. Și Paul vrea să vorbească cu Adriana. Și eu. Nu vrea să vorbească cu nu știu cine. Să știi că veți avea ocazia cu siguranță să o puneți la zid, așa cum ai spus. Dar nu vreau. Dar există posibilitatea să vă pună ea. Da, ideea e că... Ce să ne pună? Ideea e că Alexandra a intrat singură în fight-ul ăsta. Adică... Nu este adevărat. Cum nu? Dăm voie să te contrazic. Lasă-mă să spun. Nu este adevărat. Stai două secunde, Alexandra, că nu m-am trinat. Te rog, lasă-mă să vorbesc și eu și după vorbești și tu, că ai vorbit până acum. Nu, tu, Alexandra, scuză-mă puțin, scuză-mă puțin. Tu ai vorbit de ieri, lasă-mă. Eu am spus că tu ai intrat singură în fight-ul ăsta pentru că tu ieri, tu l-ai atacat prima pe Achebono, nu el pe tine. Pe mine m-a atacat primul. Primul el a fost. A, după și pe tine. Eu, mă rog, vorbesc pe Achebono. L-am atacat pentru simplu fapt că el m-a întrebat de ce făceam așa. Și i-am spus, de ce tot întorceam capul când el stătea pe scaun. Și el mi-a da, a fost destul discuția, de frumos. A fost discu... Dacă el a fost... Auzi? Dar lasă-mă să termin, te rog. Scuză-mă. Dacă el s-a simțit jignit în momentul în care eu am spus niște lucruri pe care el mi le-a spus, este problema lui și cred că subiectul ăsta s-a încheiat, am rămas prieteni și am trecut peste asta. De ce trebuie să aducem înapoi aceleași subiecte? Că nu... Păi da. Știți ce mi se pare mie interesant? Faptul că voi vă victimizați în continuu. Mie mi-a făcut, mie mi-a spus, mie mi-a adres. De ce nu găsiți o posibilitate de prin care să o înfruntați altfel? Dar de ce pozați în victime? Să-și rezolve problema amândoi la camera roșie. Dar am vorbit și noi suntem chit, eu nu înțeleg de ce aduce subiectul din nou. El a zis de tine, tu ai zis de tine. Atunci ne dorim să nu mai apar tu atât de mult la televizor, pentru că și noi, eu de exemplu vreau să vă păi Mona. Stai, că nu-mi place. Și sunt alte persoane care vor să vadă fetele din nou. Auzi, George, aici e o problemă, că eu nu știu dacă Mona vrea să te vadă pe tine. Eu cred că vrea. Vrei? Vrea, Mona. Vrea. Madalina. Da. Povestește-mi puțin, a mai trecut o zi, te-ai mai gândit la dansul de ieri, pe care l-ai avut cu Cristian. Mm-hmm. În prima fază ai zis că nu te-a prea impresionat. Ai rămas la aceeași părere? Da. De ce? Pentru că, cum am spus și ieri, trebuie să simt acea chimie, imediat. Și cu el nu am simțit. De fapt, niciun băiat. Nu? Absolut niciunul? Nu. Andrada. Sunt puțin atrasă de David, dar nu foarte mult. Ce te atrage la David? Cum dansează. Da. Ale. Da. Ție nu-ți place niciun băiat? Ești foarte tăcută, tot timpul observi lucrurile. Ești tacticoasă. Nu știu dacă îmi place neapărat cineva. Adică, momentan, încerc să-i analizez pe toți. Nu am nici cum să-mi formez o părere încă. Dar... Adriana, dacă tot ți-ai pus perna la față, te întreb de ce băiat îți place. Voiam să te întreb altceva, dar... Sinceră să fiu de Paul, doar că... Era ok, dar era până mai înalt. Am înțeles că Alexandra te-a îndrumat către George. Cum e? Nu mă atrage, George nu mă atrage. Eu ziceam... Ce îți place la George? Ideea e că vorbește prea mult și eu nu pot să stau cu un bărbat care vorbește în continuu. Nu. Fug la băieți. Mulțumim. Vă pup? Hai să mâncăm, fetelor, mi-e foame.
dar ce avem noi aici? Ia să vedem ce și cum. Cum minței astăzi? Cum? Da. Ce-a făcut Alexandra din voi? Nimic. Cum nimic? Din ea ce-a făcut? Cine s-a băgat cu ea în seamă? Eu da, noi nu ne-am băgat. Nu i-am acordat atenție pentru că insistă pe un subiect și din punctul meu de vedere, în momentul când intri într-un fight, trebuie să fii conștientă și să fii puternică că poți să duci fight-ul până la final. Cristian, lasă-mă pe mine să stau acolo, să vă văd mai bine. Bun. Așa mi se pare normal. Mulțumesc. Cristian, tu stai în aceeași cameră cu George, să înțeleg. Da. Care dintre voi, care pe care l-a făcut șarpe? Eu pe el. De ce? Băi, Șentică, discuțiile pe care le-am avut în șarpe legat de ce s-a întâmplat cu Insignia, le-am avut și ieri în camera de hotel. Și am spus, din punctul meu de vedere, tu ai luat lider, ori că momentul tău a fost unul extraordinar și pe fete l-a emoționat, lucru pe care noi nu-l știm că nu am fost acolo, ori dacă nu, datorită trecutului tău aici. Și am spus chestia asta și în cameră. El a venit și a spus că George vrea să fie lider. Nu are nicio treabă, că e lucruri pe care le-a spus în emisiune. Dar ai vrea să fii lider, nu? Eu? Toată lumea și-a dorit să fie lider, din punctul meu de vedere. Da. Și eu am vrut să... le-am spus și ieri. Vreau să le întreb pe fete ce înseamnă pentru ele un lider. Eu un lider îl văd altfel. Eu atribuții să fie capabil să... Asta așa văd eu un lider. Adică corect. Dragoste este dragoste. Asta e așa, să facem conexiunea cu fetele ca să le întrebăm ce înseamnă un lider. Din punctul lor de vedere, lor de da. Vedere, evident. Eu v-am întrebat personal, vreau să știu ce înseamnă pentru voi un lider. Nu am zis că vreau să fiu lider, nu am vrut să, că vrea să fie Paul lider. Ce înseamnă păi un lider? Păi eu tocmai de asta nu l-am simțit pe el lider. Când am votat, nu l-am simțit pe Cristian lider. A fost 5 voturi. 5 voturi, 5 fete. Cele 5 fete să spună de ce... ce înseamnă pentru el lider? N-are treabă Cristian în discuția asta. Facem abstracție de la el. Toți, ce înseamnă lider din punctul vostru de vedere? Din toți, mie mi s-a părut că este cel mai inteligent și mai matur. Cine? Eu. Dar cum ți s-a părut că e matur și inteligent? Auzi, dacă tu zici că un lider trebuie să fie inteligent, tu la prima, așa, deci la prima demonstrație, tu crezi că persoana e cea mai inteligentă din clasă. Da, nu, las, nu, e ok, mătărima este părerea ei. Da. Mai sunt încă 4 fete, încă 4 voturi. Stai puțin până la cele 4 fete. Madalina? Da? Puneai că regreți faptul că l-ai votat pe Cristian astăzi, că nu mai este cum era ieri. Da, pentru că... Azi nu mai e inteligent? Da. Mă las să vorbesc sau vorbești tu? E pe zile. Azi arogan, nu? A dansat cu tine, ți-a arătat o... nu știu cum să spun, o emoție. Ceva. O emoție pe care fetele au văzut-o. Iar tu acum vii și spui că... Eu zic să o lăsăm și pe ea să vorbească, nu? Vrem să înțelegem și noi că... Păi lasă-o să vorbească! Și vrei să vorbești doar tu? Vorbesc doar eu dacă eu sunt pus pe ecran. Hai, foarte bine, atunci vorbește. O să vorbești și tu că știi spus-o pe ecran. Dacă nu știi să respecti o femeie, problema ta. Asta nu înseamnă că apucat să respecti. Nu te-ai apucat să vorbești. Lasă-o puțin să vorbești. Păi lasă-o să vorbească. Am 5 minute de când încerc să vorbesc și m-ai lăsat. Atunci îmi cer eu scuze. Te iert. Mersi frumos. Plăcere. Mai zic ceva. Deci, am spus, din toți băieții ieri, l-am simțit mai matur și mai inteligent. Și azi? Astăzi s-a schimbat. Deci am simțit că s-a schimbat. E adevărat. L-am simțit mai arogant. Eu personal am fost mai arogant, am fost foarte deranjat. Nu văd același om, scuze-mă, că acum nu te-am vrut. Eu poate scadul de pe mine, lăsați-l să vorbească, lăsați-l. Toată lumea, fiecare dintre noi avem momente și momente. Poate să fie momente bune, dacă poate să fie momente bune. Asta nu înseamnă, tu trebuia, în momentul ăla trebuia să-l ridici, să-l susții. Bă, asta este, azi n-ai fost cum trebuie. N-ai fost cum trebuie, ai răspuns greșit sau ai reacționat greșit. Din punctul meu de vedere, dar nu trebuia să-i schimbi eticheta, să-l întorci pe două. Dintre toate, tu crezi că erai prima care trebuia să-l susții. De ce? Dintre toate. De ce? Pentru formezi că suntem căsătoriți, mă, frate. Cine ți-a arătat emoția aia din ochi? Tu. Nu ei, mă, nu. Cum, nu cu ea ai avut? Eu am spus de ieri. Măi, a zis că mă consideră inteligent. Și atât, n-a zis că a simțit o emoție cu mine sau ceva, da sau nu? Cum, păi, da. Exact. Singura persoană care mi-a spus că a început, adică care a început să plângă și a spus că am noroc, am emoționat-o, a fost Mona, dacă nu mă înșel. Exact. Și mie că mi-ai făcut pielea de găină. Exact. Mai există vreo fată care l-a votat ieri pe Cristian și astăzi regretă? Am votat, dar am vrut să-l votez. Dar dacă l-aș fi votat, într-adevăr mi-ar fi părut rău că l-am votat. De ce, Mona? Aceeași părere ca și Madalina. Ieri a fost o persoană, astăzi este altă persoană. Cum așa? Simplu.
viitoarea mea iubită. Ce calități a avut ieri și ce defecte are astăzi? Nu știu, e arogant. Am impresia că a fost mult mai inteligent decât asta. Mai simplu. Mai simplu, mai modest. Da, mai astăzi, da. Poți să fii și arogant și inteligent, poți să fii și... Dacă și-a schimbat tatăl, nu am dat că te-am votat, Cristian, mai dezamăgit. Eu n-am înțeles, totuși n-am înțeles subiectul. Bun, stai puțin, te-am dezamăgit, dar pune-te în pielea mea să afli despre o persoană. Dar ce treabă are ceea ce contează, fiindcă consumă oxigenul degeaba și poate era altă fată pe care, nu știu, o simpatiza. Nu, n-ai înțeles, noi de față vorbeam despre tine, de ce ai fost tu ales. Bă, nu mă deranjează, nici nu mi-am dorit chestia asta, nu pot să spun că e mare lucru. Mi-a oferit un date, atâta tot. Lasă sigla jos atunci și dă-o altcuiva. Asta îmi face mona. Când o să fii tu moderator de emisiune, o să ascult de tine. Înseamnă că voi n-ați văzut vreodată în viața voastră un bărbat inteligent, capabil să ia o decizie și un bărbat puternic. Ce înseamnă pentru voi un bărbat puternic? Mușchi sau... Nu, nu, lasă, nu. Ce înseamnă pentru voi un bărbat puternic? Eu mă retrag puțin, vă las câteva momente și revin. Vrem să auzim și părerea celorlalte fete. Dacă vreți să vă vorbiți cu un băiat inteligent, vorbiți cu mine. Haideți. Ce înseamnă un bărbat puternic pentru voi? Bărbatul puternic este atunci când știe ce vrea și ce își dorește. Fetele care susțin inteligența. Dar susțineți, vorbiți cu mine. Dacă vreți să o dați pe inteligență, vă dau inteligență. Ai, mă, lasă. A, lăsați inteligența, că o să ne scuturăm, să nu vi se... Nu, dar chiar... Vă scuturați? Vreau să văd ce înseamnă să, nu picați pe jos să ca fii praf. Lider în casa asta. Dar de ce tot timpul trebuie să-ți dai tu cu părerea? Nu mi-ai răspunde pentru că deja o luăm de la capăt. De ce tot timpul trebuie să-ți dai tu cu părerea? De ce tot timpul trebuie să intri tu în cadru? Tu îmi spui mie că eu am venit pentru... faimă, cum ai spus tu, și când colo tu vorbești cel mai Alexandra, mult dintre toți, spune-mi măcar eu. Nu lași pe Mihai să stea de vorbă cu mine, nici măcar un minut nu l-ați lăsat și voi știți să mă judecați pe mine și să vorbiți urât, dar voi nu sunteți în stare să lăsați pe băiatul ăla care își dorește să vorbească cu mine, să lăsați și pe el și v-am rugat de când am intrat în emisiune. Dar n-am înțeles, tu de ce ieși din studio? De ce ieși din studio? Pentru că m-am săturat să văd aberații. Și eu sunt sătul, îți dai seama. Eu nici măcar n-am dat nume, n-am zis cine. Am zis că dacă ar... cineva de acolo, am zis. Hai să vorbim dacă de nunt, Alexandra. Dacă înseamnă că e adevărat. Nu, tu ai, mi-ai spus-o în față mai devreme, când vorbeam pe camere, că ai spus nu că eu am venit aici. Băi, ai ieșit din platou, poate să se și dea, nu am spus Alexandra. Nu sunt arogan. De acolo. Fetelor, a spus? Ai cuvântul. Mihai, poți să vorbesc și eu puțin cu tine? Da. Mă auzi? Mihai! Alexandra! Ce nervi, pierd! Hei! Hai, țun! Râzi, mă! Vreau să... Nu, frate, vreau cu Madalina! Vreau să vorbesc ceva cu ea! Taci! Trebuie să țip puțin, că altfel nu merge. S-a închis, gata! Bun, Madalina, băieții consideră că tu ai dansat cu Cristian și ce s-a transmis aici, că ai avut emoții față de el. Și tu trebuia ca să iei apărarea lui. Eu consider... Că nu e adevărat, a fost un dans și cam atât, e normal că asta e emoții la un dans, pentru că nu știi persoana, ce normal, bravo. Și eu sunt o persoană foarte, foarte, foarte sensibilă și timidă. Perfect, eu am specificat, când v-am luat la dans, nu vreau să se interpreteze că îmi place de X, Y, Z. Eu puteam să dansez și cu tine, că îmi place și de tine, toate fetele îmi plac. Adriana cu tine a dansat. Știi? E doar un dans, nu se leagă ceva, că auzi, așa mă duc cu ea de mână și gata, sunt împreună. Nu te supăra, dar de ce m-ai făcut arogant? Atât. Chiar îți curios. Stai să-mi dau ochelari jos. De ce m-ai făcut arogant? Cine m-ai făcut arogant? Pe mine. Eu mă retrag, vorbești cam mult, eu nu fac materiale, îmi pare rău. Dar eu v-am zis că el este singurul care își dorește, de ce el vorbește cel mai mult din toată lumea. Doamne de la Bârlad, ascultă-mă puțin, vorbim, nu vorbesc cu tine. Să stau de vorbă cu Mihai și tu te-ai băgat de fiecare dată. Nu mă rog să puneți cadrul pe Mihai, să vedem ce are de spus. Doamne de la, te rog eu frumos, lasă-mă să vorbesc că era vorba despre mine. Nu mai vorbiți niciunul. Ai făcut montajul ieri ai făcut montajul, ai vorbit de ieri și până azi. Vă rog să faceți liniște, oferă-i momentul. Alexandra, ai momentul, gata. Doamne, în sfârșit o da Dumnezeu. Alexandra, da. Asculți? Da, te ascult. Fii atentă. Pe mine nu mă interesează ce se întâmplă. Eu sunt foarte vesel, am foarte multă energie, vreau să-ți dau și ție. Da, dar eu vreau să fii aici, să vorbești cu mine. Păi ia la culo! Dar nu trebuie să fii supărată, draga mea, că vin. Îți promit că vin în dinți, iau perna. În momentul în care... Vine la tine. Mamă, te pup când vin, serios. Te văd și pe tine. Trebuie aștept să te mai jur. Dar să nu fii supărată, nu pune la suflet ce spun ei sau alții sau altcineva. Trebuie să te gândești că sunt aici pentru tine, că am venit să te cunosc, că am surprize să-ți ofer. Corect, bravo. Așa că, mamă, vește. Fii mult mai energică, te rog frumos. Asta, hai să ne întâlnim la mijloc, vrei? Hai. Hai. Pot veni și eu. Hai că apare X-ul pe X.
puterea dragostei. Fericit, eu sunt tot timpul bine îmbrăcat. Bine, asta a fost o glumă. Ardeți de nerăbdare să le vedeți pe fete. Și voi ați fost ieri în casa lor. Prin urmare, ele trebuie să vină în casa noastră. Da. Vă doriți să vină ele în casa vă? Da, da, da. E multă mizerie pe aici, dar se rezolvă. N-are nimic, avem unde. Și dacă ar fi să vă întreb care ar trebui să fie sau cine ați vrea să fie prima fată pe care să o invit? Mona. Poate, nu avem diferență. Nu, în ordine cronologică. Eu zic să lăsăm fata care a vorbit cel mai puțin, care a stat cel mai cu minte. Și cine a vorbit cel mai puțin? Ale? Ale, da. Ale. Bine, hai să o chemăm pe... Adriana. Mariana. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.